Săptămâna trecută a apărut o situație la Bălăceanu. Un incident între doi vecini, în urma căruia unul din vecini a intrat în curtea celuilalt și a vărsat ceva în fântână. Ce e acel ceva? Că n-a vrut să spună. Și ce facem acum? A sunat primarul, ce facem acum cu fântâna? Cât o fi de otrăvitor, ce a vărsat ăla în fântână, știam doar că e ceva alb. O fi acid sulfuric de baterie, o fi var. Și atunci ne-am pus să discutăm ce facem noi în această situație cu care nu ne-am mai întâlnit. Până la urmă, împreună cu poliția, împreună cu DSP-ul, împreună cu factorul local, am găsit soluția. Am sunat și la compania de apă. Nu există dotare și reactivi la Buzău la acest moment pentru a testa ceea ce credeam că poate fi acolo, în fântâna, nici nu știam dacă să-i spunem otrăvită. Și atunci am găsit soluția împreună cu DSP-ul, după ce ne-am sfătuit cu toții. DSP-ul a mers la fața locului, a recoltat probe într-un mod cât se poate de profesionist, pe care le-a predat către IPJ Buzău pentru continuarea cercetărilor pe laboratoarele instituționale puse la dispoziție de statul român, pe direcția IPJ. La Buzău nu erau suficiente, nu există dotări pentru a afla ce a fost acolo în acea fântână. Dotările?